Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Cum sunteți? Iată-ne din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De această dată vorbim despre o noutate editorială. Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, o carte scrisă de Marco Magrini și publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Astăzi alături de noi este Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Putem oare să ne sculptăm propriul creier, să ne îmbunătățim performanța intelectuală, psihoemoțională și cea fizică? Ne-ar fi de mare ajutor să putem interveni asupra mecanismelor care stau la baza nesiguranței, anxietății, stresului sau pur și simplu să depășim starea de lipsă de valoare care ne limitează uneori. Pentru aceasta este de ajuns să înțelegem cum funcționează creierul, această mașinărie minunată, i-am putea spune, și foarte complexă, pe care o primim fiecare încă de la naștere. O carte adresată în egală măsură specialiștilor, dar și o carte pentru publicul larg. Găsiți lucruri foarte, foarte interesante în această carte și aș merge în discuția noastră mai mult pe strategiile prin care noi putem să ne controlăm, să spunem, gândurile, mintea, eu știu, poate prin intermediul meditației sau prin intermediul rugăciunii sau prin alte forme de practică spirituală, aș putea să-i spun, prin care ne putem schimba anumite programe mentale, anumite tipare relaționale, anumite credințe limitative care ne împiedică de cele mai multe ori să avem o viață împlinită și plină de sens. Bună, Sorin, și mă bucur să fiu din nou alături de tine. Răsfoind cartea, chiar mi-a plăcut foarte mult felul în care este structurată și felul în care aduce informații legate de partea noastră fiziologică și cum ajunge și pe partea emoțională și felul în care noi funcționăm pe partea asta neuronală și a creierului. Și este, cum spuneai tu, vorba de anumite strategii și anumite, să zicem, tehnici sau anumite lucruri pe care noi putem să le facem, astfel încât să îmbunătățim felul în care noi relaționăm cu noi și cu ceilalți și lucrurile acestea se pot învăța, pentru că creierul nostru are această calitate, această plasticitate de a învăța, de a introduce informații noi în cele care existau și în felul acesta el se îmbogățește și ne aduce o are mai mare de, nu doar de cunoștințe, și vorbim acolo de abilități, vorbim acolo de modalități de a face anumite lucruri, vorbim de capacitățile noastre, vorbim de capacitatea lui de a schimba anumite credințe atunci când ne dăm seama că nu mai sunt folositoare și atunci acea schimbare de credințe poate să aducă o schimbare emoțională, poate să aducă o schimbare la nivel de atitudine, poate să aducă o schimbare la nivel de valori sau la nivel de sensul pe care noi îl găsim la un moment dat în viața noastră. Deci, creierul nostru și felul în care el funcționează legat de structura lui interioară, legat de capacitatea neuronilor de a se conecta între ele și de a transmite informație, felul în care el se organizează pentru a gestiona tot ce înseamnă corpul nostru, hormonii, neurotransmisătorii și tot ce avem nevoie astfel încât să putem merge mai departe și tocmai de aceea putem intra, să zicem, în stări emoționale negative și în același fel putem ieși din ele. Și ceea ce mi se pare și foarte interesant este că, din ceea ce am observat, creierul nu pierde anumite capacități sau nu pierde ceva care am învățat, rămâne acolo în interiorul nostru până când vom putea să-l folosim sau cândva o să avem nevoie de cunoștințele respective, abilității respective sau capacității respective. De exemplu,
se vede asta foarte clar într-o, când învățam o limbă străină. La un moment dat o vorbim, un timp nu o vorbim și parcă am uitat, dar este suficient să stăm câteva ore sau o zi, două, în contact cu o persoană sau care vorbește limba respectivă sau în contact cu limba respectivă mai mult timp și toate acele cunoștințe, toate acele abilități care le aveam deja vorbind limba respectivă încep să apară și continuăm să vorbim. Deci, în același fel se întâmplă în multe situații și atunci, ceea ce mi se pare mie foarte interesant și uimitor este că rețelele neuronale pe care noi le formam atunci când învățam ceva, ele rămân. Să zicem că acesta este un canal de învățare și acesta va fi noul canal de învățare. Canalul acesta care este puternic deja a devenit, să zicem, o obișnuință sau ceva care știm deja să facem. Dacă ne convine, este foarte bine și atunci, de fiecare dată când îl folosim, el se întărește și conexiunile acele neuronale devin mult, mult mai stabile și puternice. Dar în cazul unei obișnuințe care vrem să schimbăm, nu știu, vrem să ne apucăm de sport, vrem să nu mai mâncăm zahăr, vreau să citesc mai mult sau vreau să mă culc mai devreme sau să mă trezesc mai devreme sau mai târziu, orice lucru pe care noi vrem să schimbăm, înseamnă să creăm o nouă rețea neuronală. La început va fi mai dificil pentru că acesta este deja automatizată în interiorul nostru. Se întâmplă de la sine pentru că am folosit-o deja foarte mult timp. Deci, informația care trece prin ele, neurotransmisătorii sau hormonii sau care sunt deja în rețeaua respectivă, ele funcționează într-un mod automat. Când eu vreau să introduc un nou comportament, o nouă cunoștință, o nouă obișnuință în viața mea, acest comportament este slab, nu este la fel de puternic. Și prin repetare, prin asimilarea, prin atenția pe care eu pun în acest nou demers, el începe să devină încetul cu încetul la fel de stabil, la fel de puternic ca și acesta. Dar nu doar nu că îl înlocuiește, ni se pare că îl înlocuiește. Când devine suficient de puternic sau mai puternic decât primul, să zicem, nu știu, să facă sport. Înainte nu făceam sport și dormeam foarte mult, acum mă trezesc și fac sport. Aceste conexiuni neuronale nu au dispărut. Doar că acestea sunt permanente în prezentul meu. Și în momentul în care o să am nevoie, ele o să se interconecteze. Deci eu mă îmbogățesc în toate conexiunile mele. Imaginați-vă că de la fiecare deget se conectează o informație cu fiecare celălalt. Deci de aici ies 4, de aici ies 4, de aici ies 4 și din felul ăsta la fel. Și construim o rețeavă neuronală prin care informațiile pe care le știm la nivel de cunoștință, la nivel de abilități, la nivel de mișcării corporale, să zicem, în exemplul acesta, se interconectează și eu mă îmbogățesc foarte mult din toate punctele acestea de vedere. Și din punctul meu de vedere, când dezvoltam empatie, de fapt asta facem. Pentru că am trecut prin experiența asta, și atunci când eu sunt aici și văd sau intru în contact cu o persoană care e aici, eu pot să înțeleg, fără să mă identific cu ea. Pot să văd acel drum, pot să înțeleg cum se întâmplă, tocmai pentru că în rețelele mele neuronale există deja acea informație. Când intrăm în contact cu ceva absolut nou pentru noi, noi nu putem să devenim empatici sau să înțelegem prin ce trece persoana cealaltă, sau cum se întâmplă evenimentul respectiv, pentru că nu avem informațiile necesare. Deci este necesar să le învățăm ca să putem să le introducem și să îmbogățim rețeaua noastră de cunoștințe în interiorul nostru. Deci, orice vrem noi să schimbăm, orice vrem noi să facem, poate îmbogăți nu doar la nivel de informații, ci la nivel de întregul sistem. Tocmai de aceea o persoană poate să iasă din depresie, o persoană care înainte, să zicem, avea crize de furie sau devenea agresiv sau agresivă, poate să învețe cum să
scoată aceste emoții, cum să se asculte, cum să le gestioneze altfel și făcând aceste lucruri să schimbe atitudinea sa, credințele, valorii, direcția care merge în viață, tocmai introducând acele abilități, pentru că creierul nostru are această capacitate și este baza evoluției noastre, așa am făcut. Altfel nu am fi ajuns în stadiul în care suntem să vorbim pe Zoom, am fi continuat în epoca pietrei și comunicam încă cu, nu știu, aruncându-ne pietre sau luând carnea de la unul de la celălalt, că trebuia să mâncam. Deci, capacitatea asta noastră ne ajută foarte mult să ne adaptăm sau să nu ne adaptăm la anumite situații. Când noi ținem cu dinții sau ne încăpăținăm pentru un anumit lucru, noi evităm sau inhibăm această capacitate de învățare și integrări a noilor informații. Cu siguranță este și acesta un proces care necesită anumite pași. Că, cu siguranță, îmi imaginez că aproape toți ați auzit de acei 21 de zile pentru a crea un nou obișnuință. Un nou obișnuință, totuși. Exact la asta mă gândeam în timp ce te ascultam. Da, la cele 21 de zile de exercițiu, putem numi, de noi obișnuințe. De practică. Exact. Da. Deci ideea este că noi introducem o informație nouă, dar cum spuneam, informația nouă sau ceea ce vrem să facem, să introducem în viața noastră, nu este la fel de puternic ca și conexiunea neuronală, ca și automatismul pe care îl avem. De aceea, dacă ne lăsăm un pic, o zi, două, după care ne este greu din nou să o luăm de la capăt. Pentru că în aceste 21 de zile, dacă repetăm în fiecare zi ceea ce vrem să facem, ceea ce se întâmplă este că o nouă informație intră în contact cu o nouă dendrită, o nouă, se face o conexiune, dar conexiunea nu este stabilă, este intermitentă. În momentul în care eu reușesc să fac acest 21 de zile, conexiunea devine permanentă, dar nu e puternică. De aceea, după 21 de zile, anumite persoane se mai lasă un pic, iarăși mai revin, dar nu este atât de greu de cum era la început acelor 21 de zile, pentru că conexiunea este mai permanentă. Ca ea să devină automatism, avem nevoie în jur de 60 de zile. Ca să facem ca această conexiune permanentă să devină puternică, să devină automatism. După 60 de zile, în principiu, deja este, cum să spun, cum este spălatul pe dinți, adică te trezești, dacă ești obișnuit să te trezești și să te speli pe dinți, te trezești și te speli pe dinți, nu mai gândești, este automatism, deci este o conexiune permanentă, dar și puternică. Nu trebuie să te mai gândești, nu trebuie să mai depui efort ca să o faci, nu trebuie să îți reamintești, nu trebuie să fii atent. E automat. În 60 de zile. Și atunci, în funcție de ceea ce vrem noi pentru viața noastră, putem să ținem cont de aceste faze, să zicem. De început, de 21 de zile, ca să devină permanentă, și de 60 de zile, ca să devină automată. Sigur că cu obișnuințe, cu diverse lucruri este mult mai ușor. Pe partea emoțională este un pic mai delicat, să zicem, pentru că acolo intră în funcțiune altă zonă a creierului nostru, care ține de imagazinarea amintirilor și de emoțiile prin care am trecut atunci când avem acele amintiri. Da? Deci când creierul nostru, în centrul lui avem un creier reptilian care se ocupă de instinctele noastre și tot ce înseamnă autonom și de supraviețuirea noastră, adică prin el respirăm, inima bate sau avem anumite reacții de apărare automate, deasupra lui sau cumva în felul acesta avem un creier limbic sau creier emoțional. Și peste creierul emoțional, peste acest sistem limbic, avem creierul, cum îi zic eu, gânditor, cortexul nostru, unde sunt lobby și tot ce cunoaștem noi ca și creier cu toate formele lui și
centri, pe simțuri și pe limbaj și etc. Deci în momentul în care noi intrăm în contact cu anumită situație, un anumit stimul care are legătura cu o situație pe care o avem în memoria noastră, în principiu în creierul acesta limbic, se activează amigdala, că sunt niște, ca niște glande care sunt acolo, și când ea se activează, se activează trăirea respectivă, emoția respectivă, cu amintirea de atunci. Dar noi fiind în contact cu situația prezentă, de multe ori nu ne dăm seama ce s-a reactivat. Deci să zicem că eu aveam o cameră galbenă când eram mică și într-o zi tata a venit și m-a bătut. Și mă duc eu la o conferință adultă fiind și ajung eu și ajung într-o sală galbenă. Și deodată începe să-mi bată inima și mi se pare că mi-este frica și devin puțin în alerta, dar nu știu de ce. Pentru că galbenul din sala de conferință, în care nu este tata, bineînțeles, și în principiu nu-mi face nimeni rău, și când mă duc la o conferință, galbenul din conferința, din prezent, cu galbenul din amintirea mea, se conectează și se trezește acea amintire care a rămas izolată într-o insulă, pentru că nu, informația sau conținutul acelei situații nu a fost digerat de mine, a rămas încapsulat acolo, în creierul meu limbic, în memoria respectivă, și până când va fi digerată, până când va fi asimilată sau voi putea încheia acea situație, voi putea asculta emoțiile prin care am trecut, să dau un sens sau să spun ce aveam de spus la momentul respectiv și n-am spus. Deci, automat eu încep să reacționez ca și cum tata vine să mă bată, doar că nu este tata și eu sunt participant la o conferință. Da? Dacă ascultăm aceste trăiri sau aceste reacții, să zicem, puțin deosebite, bizare sau amplificate, raportate la o situație, putem ajunge la acele situații din trecut care necesită să fie ascultate, încheiate sau vindecate, astfel încât acea memorie, acea capsulă să se deschidă, eu pot să integrez acea informație, energia pe care eu o consumam să țin emoția respectivă în interiorul meu și să rețin acea capsulă de memorie acolo, se liberează pentru că nu mai este nevoie și se integrează în ceea ce sunt eu acum. După aceea, data viitoare când mă voi confrunta cu pereții galbene oriunde, nu voi mai avea acea reacție emoțională pe care am avut-o, pentru că este deja încăiată în interiorul meu. N-a rămas încapsulată, a devenit doar o amintire, fără acea emoție sau acea durere pe care eu o simțeam atunci când, să zicem, copil, eram bătută de tată. Da, există multe tehnici și multe metode prin care putem să ajungem la acele situații, să le curățăm, să le vindecăm, astfel încât noi să putem să fim bine. Și noi putem face aceste lucruri tocmai pentru că creierul nostru poate să conecteze multe informații și din trecut și din prezent, să creeze o nouă rețea neuronală astfel încât să primească noua informație sau să le dea alta formă, să le dea un nou conținut ca să ne ajute în continuare să supraviețuim și să trăim mult mai bine. Ce este important să spunem este că în felul în care funcționează creierul nostru, mai ales când se activează amigdala, este că revine emoția, cum spuneam. Ea ne copleșește, vine foarte puternic și în momentul acela se deconectează creierul gânditor. Se deconectează zona aceasta frontală, care este zona prin care noi inhibăm sau cenzurăm anumite lucruri, de aceea când avem o emoție puternică, frica, furie sau stări de plâns sau suntem într-un atac de panică, etc., când nu putem gândi. Pentru că emoția, împreună cu instinctele noastre de supraviețuire, încep să reacționeze automat
și creierul gânditor este deconectat. De aceea, de exemplu, când suntem furioși, nu vedem de, nu putem gândi decât la ce ne înfurie. Nu putem. Irațional, cumva. Da. Irațional în sensul că partea noastră rațională este deconectată. Exact. Și doar dacă mi-a făcut, mi-a făcut și mi-a făcut și mi-a făcut, oricine poate să vină și Dumnezeu în momentul ăla să zică, uite, uite-te așa, alta perspectivă, ascult emoție, tu nu vrei nimic, tu vrei să îi spargi capul. Sau vrei să țip, sau vrei să înjuri, sau etecă, sau vrei să plângi, sau ți se pare că mori, sau etecă, în funcție de emoția pe care o trăi în interior. Este tocmai pentru că acea amintire a ieșit la suprafață, emoția este puternică, creierul gânditor este deconectat și primul lucru este să ascultăm acea emoție, să vedem ce se întâmplă cu noi ca să putem avea acces la amintirea din trecut, ca să putem să o încheiem, după care, după ce ne liniștim, după ce începem să scoatem acea emoție și ne liniștim, se reconectează creierul gânditor și atunci începem să vedem mai clar. Tocmai de aceea încep să pară regrete, pentru că se conectează cu alte zone și zice, băi, nu se țipă, nu se înjură, nu se bate, că n-am făcut bine, vinovăția, hai, de multe ori, hai să-mi cere scuze sau nu-mi cere scuze. Sau... Pentru că putem să conectăm mai multe arii de informație din interiorul nostru, tocmai pentru că s-a conectat creierul nostru gânditor. Cu mulți ani în urmă, apropo de ce discutam noi la începutul materialului nostru, apropo de învățare, sintagma îmi plăcea foarte mult, învățare pe tot parcursul vieții, și aș încheia cu următoarea frază, discuția noastră. Proprietățile cerebrale pot fi învățate și îmbunătățite la orice vârstă, chiar dacă creierul, bineînțeles, ca orice organ îmbătrânește și el. Deci pot fi îmbunătățite la orice vârstă, nu doar în copilărie. Inteligența crește atunci când credem că putem fi inteligenți și putem învăța să învățăm. Ne putem controla impulsurile și ne putem modifica obișnuințele sau obiceiurile, să spunem, nedorite, pe care conștientizăm că acele obiceiuri nu sunt benefice pentru noi și probabil că ne fac rău. Totul este să știm să utilizăm sau cum să utilizăm această mașină, mașinărie minunată numită creier. Dragii noștri, a fost alături de noi Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Am vorbit astăzi despre o carte superbă pe care vă o recomandăm cu foarte mult drag, o noutate editorială, Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, de Marco Magrini, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Cu îndemnul de a citi această minunată carte, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi superbă în continuare. Vă mulțumim, lectură plăcută. La revedere, numai bine!